Dragi frați, vă invit respectuos să ne ridicăm cu toții în picioare și ca un text frumos, generic, care cuprinde seminarul acesta, vă invit respectuos să întoarcem cu toții la 2 Corinteni, capitolul 11, începând cu versetul 4, iar apoi de la 13 la 15 inclusiv. Repet, 2 Corinteni, capitolul 11, începând cu versetul 4. În adevăr, dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Iisus pe care noi nu l-am propovăduit, sau dacă este vorba să primiți un alt Duh pe care nu l-ați primit, sau o altă Evanghelie pe care n-ați primit-o, o, cum îl îngăduiți de bine? Versetul 13. Oamenii aceștia sunt niște apostoli mincinoși, niște lucrători înșelători care se prefac în apostoli ai lui Hristos. Și nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Nu este mare lucru, dar, dacă și slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii, sfârșitul lor va fi după faptele lor. Amin. Vă invit respectuos să reocupați locurile. Dacă puteți proiecta prima pagină din această mișcare, nădăjduiesc că puteți vedea, iubiților, seminarul care mi s-a încredințat și mulțumesc Domnului pentru acest har, pentru încrederea care mi s-a acordat să prezentăm un subiect deosebit de important, un subiect deosebit de greu pentru a îl aborda, mai ales în contextul penticostal. Doresc ca să vă asigur căci, ca și dumneavoastră, și eu, prin îndurarea lui Dumnezeu, l-am cunoscut pe Domnul, am experimentat nașterea din nou adevărată, umplerea cu Duhul Sfânt cu adevărat și ca și noi toți credem în plinătatea lucrării Duhului Sfânt în viața noastră. Slăvit să fie Domnul! Credem că Dumnezeu a rămas și rămâne același ieri, astăzi și în veci. Dar dacă este un cadru unde lucrurile trebuie aduse înapoi în linia biblică, ar trebui să fie cadrul în care ne aflăm noi, Biserica Penticostală. Cu aceste gânduri și cu aceste fiind spuse, subiectul care mi s-a încredințat sunt mișcări socio-religioase cu impact negativ, NAR, care îl vom defini, și mișcarea woke. Nu vom avea mult timp să discutăm și mișcarea woke, dar ceea ce ne presează pe noi mai urgent este mișcarea NAR. De ce prezentăm acest seminar? Iubiților, întrebarea poate fi, dar ce ne interesează de ce se întâmplă în afara Bisericii Române Penticostale? Well, în primul rând ne interesează, pentru că nu este doar în afara Bisericii Româno-Penticostale. A ajuns și și-a găsit drum și în bisericile Româno-Penticostale. În primul rând, Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu ne spune că avem un mandat și o obligație dat de Dumnezeu, de aceea trebuie să prezentăm astfel de material. Scriptura ne învață clar că trebuie să ne ferim de învățăturile false și de ereziile nimicitoare. Sunt câteva texte care le cunoaștem fiecare, dar aș dori să le reîmprospătăm în mintea noastră. Matei 7, 15 la 20, mai precis începând cu versetul 15, păziți-vă de prorocii mincinoși. Este o poruncă, un imperativ. În predica de pe munte este clar, ei vin la voi îmbrăcați cu haine, în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lup răpitori, îi veți cunoaște după roadele lor. Este o formă în care putem să cunoaștem astfel de oameni și trebuie uitat la rodul vieții lor. Apoi mandatul divin spune, Iisus i-a zis, luați seama și păziți-vă de aluatul fariseilor și a saducheilor.
Atunci au înțeles că nu le zisese să se păzească de aluatul pâinii, ci de ce? De învățătura fariseilor și a saducheilor. Nu să o ignore, nu să-și pună capul în nisip, să spună că nu există așa ceva printre noi, când este clar că din nefericire există. Matei 24, 25, capitolul 24, versetul 24 și 25 și versetul 4 și versetul 11. Este capitolul faimos a semnele revenirii Domnului nostru Iisus Hristos. Iubisor, în acest context a revenirii Domnului Iisus Hristos, este vorba de cutremure de pământ, dezastre naturale și tot felul de lucruri. Dar de trei ori este menționat că un semn clar a revenirii Domnului Iisus Hristos este marea amăgire care se va întâmpla. Drept răspuns, Iisus i-a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Celelalte pasaje le cunoașteți, doar am vrut ca să trecem în revistă aceste lucruri. Fapte 20, de la 28 la 30, luați seama dar la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt Episcop, ca să păstoriți biserica Domnului, care a câștigat-o El însuși cu sângele Lui. Din nou, am văzut cuvintele fugitive, cuvintele Domnului Iisus Hristos și acum cuvintele Duhului Sfânt prin Sfinții Apostoli în aceeași temă, versetul 29. Știu bine că după plecarea mea se vor vârâ între voi lup răpitori care nu vor cruța turma și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase. Este vorba de doctrină, este vorba de învățătură. Este vorba de o practică străină, ca să atragă pe ucenici de partea lor. Are o agendă. Agenda nu este să fim în părtășie, să fim în unitate. Este they have come to take over în comunitățile noastre. 1 Timotei 1:3, prima epistolă pastorală, iubiților, înainte de a discuta celelalte lucruri. Care este ideea care a presat pe Duhul Sfânt, prin Sfântul Apostol, să scrie lui, la acest păstor tânăr? Ce a fost? După cum te-am rugat la plecarea mea în Macedonia să rămâi în Efes, ca să poruncești unora să nu învețe pe alții altă învățătură. Nu este ceva care are cineva, cum spun americanii, un pet peeve. Este o poruncă, un mandat clar dat de Domnul și de Dumnezeul nostru. La fel, 1 Timotei, capitolul 4, versetul 1 și 2, dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă se vor scula unii și se vor lepăda de credință ca să alipească și se vor alipi de duhuri înșelătoare și de învățătura dracilor, unde este subliniat. Dacă vei pune în mintea fraților aceste lucruri, vei fi un critic? Un neurotic? Un nepenticostal? Nu, fraților. Un om plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care a spus bisericii din Corint că eu mulțumesc Domnului că vorbesc în limbi mai mult decât voi toți. Scrie Duhul Sfânt prin el. Dacă vei pune în mintea fraților, vei fi un bun slujitor al lui Iisus Hristos, fiindcă te hrănești cu ce? Cu cuvintele credinței și ale bunei învățături pe care ai urmat-o până acum. 2 Timotei 2:15-18, caută să te înfățișezi înainte lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Din nou la mandat, 2 Timotei 3:1-8, versetul 8, după cum Iane și Iambre s-au împotrivit lui Moise, tot așa și oamenii aceștia se împotrivesc adevărului ca unii care sunt, cuvinte dure, stricați la minte, osândiți în ce privește credința. Vom merge mai fugitiv prin aceste lucruri, dar PowerPoint-ul este available pentru fiecare dumneavoastră dacă vreți să îl aveți mai pe parcurs. Primul motiv pentru de ce trebuie să prezentăm acest material, pentru că este mandatul, obligația
dată de Dumnezeu pentru oamenii lui Dumnezeu. 2. De ce prezentăm acest seminar? Pentru că mântuirea noastră, very important, pentru că mântuirea noastră și a celor ce ne ascultă depinde de învățătura pe care o primim, învățătura pe care o credem și care o dăm mai departe. Această învățătură și crezi trebuie neapărat să fie în concordanță strictă cu Scriptura, altfel degeaba am crezut. Nu putem crede în orice Hristos. Sunt mulți Hristoși mincinoși. Nu putem crede în orice Duh Sfânt și în orice manifestare a Duhului Sfânt, pur și simplu pentru că este labeled, etichetată lucrarea Duhului Sfânt. Nu, nici de cum. Observați ce spune Sfânta Carte. 1 Timotei 4,16, fii cu luarea minte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora. Stăruiește în aceste lucruri, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți. Mântuirea personală. Trebuie să știu ceea ce cred și ceea ce cred trebuie să fie neapărat în concordanță cu ce scrie Biblia. Dacă nu este, este o credință falsă, eretică, care trebuie eliminată. Cu dragoste, dar fără mânuș. Te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. Uitați ce responsabilitate, că sângele lor va fi cerut din mâinile noastre. Dacă nu cunoaștem și dacă nu protejăm Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Al treilea motiv de ce prezentăm acest seminar, păstorul trebuie să fie treaz, în alertă și un străjer care sună din trâmbiță atunci când vine vrăjmașul. Din nou, puteți explora Ezechiel 33 și alte texte care vorbesc în acest sens. Acum, cu aceste fiind spuse, care este metoda și planul adversarului? Adversarul se folosește de două linii generale de atac împotriva adevăraților creștini care iubesc pe Domnul. Prima linie, prin a worldview battle, printr-o filosofie a gândirii, și aici se încadrează mișcarea aceasta woke, care nu este altceva decât o mișcare neomarxistă, comunismul venit în Statele Unite ale Americii. Iubiților, nu voi insista mult la acest subiect, dar este estimat că în comunitățile noastre, peste 50% din tineri sub 25 de ani deja sunt afectați, sau mai bine zic, infectați de mentalitatea neomarxistă. Apoi vine atacul din exterior prin presiunea culturală, prin tot ceea ce vedem în jurul nostru. Muzică, filme, artă, tot ce este are o gândire și o filosofie drăcească și apoi prin constrângere, legi și mulțumim fratelui counsel, fratele Miheț, care se luptă lupta cea bună a credinței și în tribunalele americane, căci atunci când vine constrângerea, dacă nu se poate face nimic legal, ne bucurăm să suferim chiar pentru Domnul nostru Iisus Hristos și viața să ne dăm pentru El, slăvit să fie Domnul. Atunci, cu adevărat, o să facem rugăciuni extraordinare în celulele noastre de pușcărie. Și nu se știe, poate vin vremurile acelea mai devreme decât ne gândim noi. Apoi, atacul vine și din interior, care încearcă să distragă atenția și să încurce, să reprogrameze și să compromită integritatea vieții și sfințenia. Atacul din interior vine și v-am trecut mai multe texte acolo, prin învățători mincinoși și sunt o groază, prin proroci mincinoși și sunt o groază, sunt și buni învățători și proroci buni. Asta este de înțeles. Prin doctrine false, prin prieteni și familii false și prin o închinare falsă. Mișcarea
NAR, ajungând la subiectul nostru, se califică la toate cele descrise în ultimul slide. Învățători, proroci, doctrine, prieteni și închinare falsă. Mișcarea Noua Reformă Apostolică a început neobservat, aproape în mod furtiv în SUA, în anii 1980, când era președinte Ronald Reagan, the good old days, cum ar fi, ca o mișcare religioasă care a transformat radical multe biserici din întreaga lume. Este de netăgăduit lucrul acesta. C. Peter Wagner a fost profesor de creștere a bisericii de la seminarul liberal Fuller. Cum a gândit vă dumneavoastră, și biserica a crescut cu ajutorul profesorului Wagner? Nu. Să studiez metode de a crește biserica? Cine a mai auzit de așa ceva? Deci de la bun început era ceva greșit acolo. Să studiez pur și simplu metode de a atrage cât de mulți. Metoda de a face calea îngustă, în care este doar Hristos, în calea largă a ecumenismului, în care cam merge orice. Peter Wagner a fost profesor de creștere a bisericii la seminarul liberal Fuller și el personal a hotărât să numească mișcarea aceasta nouă, New Apostolic Reformation, și bisericile individuale, New Apostolic Churches. Nou? Well, este și asta o minciună, pentru că nu este vorba de nimica nou, este o erezie reinventată din antichitate și în lumea mai modernă. Au fost și alte secte moderne care au încercat să restaureze funcțiile de apostoli și profeți, precum Irvenghiții în the 1830s și Biserica Apostolică, nu cea pentecostală, bineînțeles, dar Jesus Only Movement și astfel de lucruri, la începutul anilor 1900, Marturii lui Jehova și Latter-day Saints, adică mormonii. Apostolic, liderii acestei mișcări susțin că restaurarea slujbei pierdute de apostoli în biserică este din nou redescoperită de ei și este o slujbă înzestrată cu o autoritate uimitoare, puteri miraculoase și strategii divine pentru stabilirea împărăției lui Dumnezeu pe pământ, susținând din punct de vedere escatologic că Domnul n-are ce căuta aici până noi nu-i pregătim terenul. Noi avem obligația să-i pregătim terenul și noi dictăm când va veni el. Apostolic, citatul care este notat de acest om, spune în felul următor: trăim acum în mijlocul unei dintre cele mai de epocă schimbări în structura bisericii care a fost înregistrată vreodată. Îmi place să o numesc epoca a doua apostolică. În alte cuvinte, Petru, Pavel, Ioan, fiul lui Zebedei, were nothing, comparat cu ce sunt ei, ce mare oameni de strategie. Reformă, susținătorii susțin că mișcarea va schimba complet modul în care se face biserica, iar efectele ei vor fi mai mari decât reforma protestantă din secolul al XVI-lea și lucrează ca atare. Un scurt sumar despre crezul și practica în mișcarea Noua Reformă Apostolică. Această mișcare, iubiților, este foarte alunecoasă, it's very slippery, pentru că nu au o denominațiune ca și cum este denominația penticostală, ci acești oameni au infiltrat în biserici penticostale, în biserici catolice, în alte comunități. La baptiști sunt peste tot și nu-ți dai seama de ei și folosesc limbajul nostru. Și noi când îi auzim vorbind, gândim că atunci când ei spun împărăția lui Dumnezeu, se referă la ce credem noi că este împărăția lui Dumnezeu. Dar este o definiție total greșită și total nebiblică. În primul rând, scurt sumar, bibliologia lor, cuvântul lui Dumnezeu este în mod furtiv
atacat și valoarea cuvântului pentru crez și practica vieții creștine este diminuat. Acest lucru cred că vom avea timp să explorăm un pic mai detaliat, pentru că acesta este un punct cheie. Totul pornește de aici. Apoi, cristologia lor, învățătura despre Domnul Iisus Hristos, persoana și lucrarea Domnului Iisus Hristos este redefinită. Este un alt Hristos, este un alt Duh și este o altă Evanghelie. Apostol, lucrând împreună cu profeți, trebuie să preia conducerea bisericii, luând frâile de la păstori, prezbiteri și liderii denominațiunii, pentru ca planurile lui Dumnezeu de la sfârșitul timpului să poată fi împlinite în Hristos și Hristos să se poată întoarce. Deci păstorii sunt ca și liderii unei comunități, sunt puși pe de o parte și trebuie să vină apostolul care dictează, pentru că el a avut o revelație specială din partea lui Dumnezeu și tot trebuie să ne aplecăm și să îl ascultăm. Sunt mai îndrăzneți decât papa de la Roma. Mișcarea nouă, reforma apostolică, antropologia lor, învățătura despre om, spune că creștinul adevărat are ADN-ul spiritual corect să facă parte din rasa bisericii. Cei care au studiat istoria bisericii, vă dați seama că there's already Gnosticism there, o reînviere a unui sistem gnostic. Apoi, escatologia lor, cum am menționat, este un dominion mentality, mandatul celor șapte munți, precum în cer, așa și pe pământ, ați auzit, iau cuvinte din Biblie și le sucesc subtil, în care dacă nu ești atent, pur și simplu, atât de ușor cazi victimă la învățăturile lor. Războiul spiritual, lupta cu duhuri teritoriale, care pot fi alungate doar prin autoritatea apostolilor. Vin într-un oraș și scot din văzduh toate duhurile și apoi spun ei că fac evangelizare. Interesant că după ce, în timp ce pleacă ei, tot, în timp ce propovăduiesc ei, tot duhurile tot acolo rămân și după ce au plecat, tot acolo sunt. Eficacitatea și învățătura, din nou, nebiblică. Ecleziologia lor resping autoritatea spirituală exercitată în biserică și în denominațiune, recomandă ca oamenii să plece de sub opresiunea duhului de religie, spirit of religion, când ne vede pe noi la costum și la cravată sau chiar fără cravată, spune, cu cămașa băgată în pantaloni, cu părul cât de cât aranjat, spune că avem un duh de religie. Și oamenii run for your life, în alte cuvinte, la mișcare lor. Acestea sunt sămânțe care sunt plantate când vin acolo și ridic mâinile în sus și au muzica aceea care pare extraordinară până o cercetez și manipulează emoțiile și gândurile oamenilor. Aceasta este în spatele teologiei lor sau gândirii lor. Prosperitate, gândirea pozitivă, proclamarea prin gură, un fel de new ageism. Ai spus-o, ai declarat-o, trebuie să înțelegi cum și Domnul Iisus Hristos a avut putere. El a descoperit legile Universului și fiecare din noi putem descoperi legile Universului și dacă mergem la un seminar contra cost de vreo $10,000, te învață și pe tine cum să intri în controlul legilor Universului și cuvintele tale să conteze. Respingerea autorității spirituale exercitată în biserică și denominațiune și, din nou, recomandă ca oamenii să iasă afară. Apoi, un alt lucru care este puțin cunoscut, dar clar pentru ei, minimalizează păcatul. Observați ce spune, nu știu dacă îl pot numi teolog, mai bine zis teologul lor, care a scris cartea The Systematic Theology, teologia sistematică pentru noua reformă apostolică, spune în felul următor: nu există nimic în natura lui Dumnezeu care să-l facă să se separe de păcat sau de oameni păcătoși. Fantastic! Fantastic! Deci, și apoi încearcă să o argumenteze, din nou, foarte subtil, dacă nu ești atent. Manifestări străine, râsul sfânt și acestea împreună cu fratele Cristian Ionescu și Institutul Teologic Pentecostal de la București,
Am făcut un simpozium acum 2 sau 3 ani de zile și unde s-au discutat aceste lucruri. De la fratele Bria am notat următoarele. În manifestări străine este râsul sfânt, beția sfântă. În alte cuvinte, nu că ai băut alcool, deși poate poți să și bei alcool, dar fără alcool te comporți ca un biat. Beția sfântă, sunete de animale, căderi pe spate, fugiri prin sală. Când te apucă duhul, numai îi vezi că fug. Ca indienii prin sală și vai de mine ce manifestare a Duhului Sfânt, că Duhul Sfânt nu îi lasă să aibă autocontrol. Folosirea steagurilor la slujbe, nu steaguri naționale, ci steaguri în care le îi flutură sau anumite culori. Poate ați auzit teologia aceasta sau ați văzut astfel de lucruri. Vin cu steaguri și fac așa pentru că sau cântă în față și vezi pe unii care cântă în față și fac semne cu mâna. Semnele acestea cu mâna nu sunt că îi îndeamnă Duhul ceva, ci pur și simplu ei spun că asta atrage pe Duhul Sfânt. This is a welcoming. Anumite culori, anumite steaguri sunt culori sau steaguri care atrage prezența Domnului. Citirea de tatuaje, citirea de piercing-uri care le au, rugăciunea contemplativă, în care repeți o mantra de 100 de ori ca să intri în legătură cu divinitatea. Ca și cum Duhul Sfânt poate fi manipulat și astfel de lucruri. Acum, cum am ajuns aici? De ce este necesar să deschidem această discuție? Textul care l-am citit este din nou renotat aici și am ajuns aici, iubiților, datorită faptului că deseori nu am fost atenți la ce spune Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. Întrebarea este, dacă vrei să fii un eretic sau dacă ești un eretic, cum introduci o erezie? Trebuie să ataci sursa de autoritate. Pentru că atunci cât timp avem o sursă care are un început și are un sfârșit și are un conținut, care mărturisim și credem că este cuvântul lui Dumnezeu, prin care judecăm toate lucrurile. Și dacă ceva este aberant de acest lucru, este eretic, este fals. Dacă avem această sursă, n-are nimeni nicio șansă. Dacă o citim corect și dacă o interpretăm corect. Ei spun, și este clar, logic, cuvântul lui Dumnezeu trebuie pus la îndoială, slăbit în putere și autoritate, atacat subtil, înlocuit ca singura sursă acceptată de autoritate, fără ca persoana culpabilă să fie observată și înlocuit cu o altă învățătură, o interpretare preferată de ei. Vrei să faci acest lucru? This is what you must do and this is what was done. Cum se introduce o erezie, rezumat foarte scurt, 3 la 5 minute, a teologiei liberale. Începutul teologiei. Iubiților, cuvântul teologiei este un prieten, nu un dușman. Să ne desobișnuim cu ideea că nu ne trebuie atâta teologie, ba ne trebuie mai multă teologie. Începutul teologiei, la început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Asta este teologia, doctrina despre Dumnezeu, ca și creator a Universului, slăvit să fie numele Lui. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Doctrina despre Dumnezeu și despre om, ca fiind creat de Dumnezeu, de gene separate, care nu se pot separa niciodată, care nu se pot înlocui niciodată, bineînțeles. Dumnezeu a zis, a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflu de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Din nou, doctrina despre Dumnezeu și om. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu i-a zis, doctrina poruncilor, Dumnezeu are dreptul să ne poruncească ce dorește El, pentru că El este creatorul și făcătorul nostru. Apoi, Genesa 2, 15 la 17, Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze.
porunca și începutul teologiei muncii și să o păzească. Dumnezeu i-a dat lui om următoarea poruncă: poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binului și a răului să nu mănânci, căci în ziua când vei mânca din el, vei muri negreșit. Asta e teologia. Începutul teologiei liberale. Teologia liberală nu a început în secolul al XVIII-lea în Europa. A început mult mai devreme. Încă de la început, teologia liberală a fost prezentată într-un mod foarte atractiv și convingător. Uitați începutul teologiei liberale. Ce atacă teologia liberală? Cuvântul lui Dumnezeu. Șarpele fiind mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Dumnezeu, a zis, oare a zis Dumnezeu în adevăr să nu mâncați din toți pomii din grădină? Începutul teologiei liberale, continuând așa, observând clar și categoric toate lucrurile acestea. Bistro, cât timp mai avem ca să... 5 minutes. Așa, mișcarea noua reformă apostolică și atacul furtiv împotriva Scripturii. Teologul, sau mai bine zis teologul mișcării noua reformă apostolică și toți oamenii lor au următoarea gândire. În loc să, vis-a-vis de autoritatea Bibliei, de-a lungul istoriei, cei care au crezut că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, au crezut că Biblia este infailibilă și inerantă. Nu sunt cuvinte prea puternice. Nu. Cred, toți credem acest lucru. Observați subtilitatea, pe furiș, cum intră ei. La începutul cărții spune: în loc să identific modul meu de a folosi Biblia, fie cu inerență, fie cu infailibilitate, voi folosi terminologia care a devenit recent populară printre liberalii și acești oameni, printre învățătorii Bibliei, spune ei, care țin de valabilitatea Scripturilor. Și ce spune el despre Biblie? Eu iau Biblia în serios. Și eu vă iau orice părere în serios. Că-s de acord cu ea, că nu-s de acord, asta e altceva. Dar vă iau în serios. Observați subtil. Un om neobservat spune: vai de mine, ce om pocăit. Asta ia Biblia în serios. Comparat cu Biblia fiind fără eroare, fiind cuvântul lui Dumnezeu care este autoritar în toată vremea, aceste cuvinte sunt deosebit de slabe. Pe furiș a început să intre. Cum introducem o erezie? Compromite cuvântul, sursa de autoritate. Dacă spunem că Biblia este inerantă, spunem că este fără erori, inclusiv acuritatea științifică și istorică. În alte cuvinte, acolo spun ei, unde Biblia vorbește despre știință și știința, pe greșit spus știință, după cuvântul lui Dumnezeu, este în contrazicere cu acest lucru, înseamnă că trebuie să credem știința. Nici vorba! Știința este greșită, cuvântul este adevărat. Pentru că, iubiților, nu există știință în ce privește creația. Martorul ocular la creație nu a fost nici Darwin, nu a fost nici erudiția acestui veac. Cine a fost prezent la creație? Dumnezeu. Avem mărturia Lui? Mărturia Lui este adevărată. Când vorbește Biblia despre un eveniment istoric, vorbește inerant și infailibil. Întotdeauna a fost adevărat și va fi adevărat. Ce spune acest om este o minciună mare, cumpărată din nefericire pentru mulți. Pentru NAR, inerența și infailibilitatea sunt cuvinte prea puternice pentru ei. Ce spune Dumnezeu? Psalmul 19, versetul 7, legea Domnului este desăvârșită și înviorează sufletul. Mărturia Domnului este adevărată și dă înțelepciune celui neștiutor. Cuvântul desăvârșit în limba ebraică este tamim, care înseamnă perfect,
complet, fără pată, este perfect, fără cusuri și absolut fără nici un defect. Biserul este cuvântul care aduce viață celor care sunt morți în păcat și în greșelile lor. Observați din Noul Testament, sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul, cuvântul folosit pentru adevăr este aliteia și deși cuvântul lui Dumnezeu este adevărat ca și un adjectiv, către cuvântul care descrie cuvântul lui Dumnezeu, în Ioan 17:17 spune mult mai mult decât aceasta. Aletia este un substantiv, nu este doar o descriere a cuvântului. Adevărul universului acesta este cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Și bine facem dacă luăm aminte la el. Încă o tactică subtilă sau mai puțin subtilă a lor, asta e a lui faimosul Bill Johnson. Observați cât de șiret și ce cuvinte de blasfemie camouflaged. Este greu să așteptăm, să ne așteptăm la același rod al bisericii primare. Astfel, când auzim de biserica primară, parcă ne topim. Și deja, suntem gata, voi, biserica primară, hai să ne întoarcem înapoi. Este greu să ne așteptăm la același rod ca biserica primară când prețuim o carte pe care ei n-au avut-o. Really? N-au avut-o? Vom vedea. Mai mult decât Duhul Sfânt pe care l-au avut. Nu este Tatăl, Fiul și Sfânta Biblie. Asta se numește nerușinare, obrăznicie. De când e Cuvântul Sfânt în conflict cu Duhul Sfânt? Cum seamănă cineva o sămânță de discord între Cuvântul Sfânt și Duhul Sfânt? Este un singur motiv pentru care doresc să facă lucrul acesta. De ce? Pentru că trebuie să atace Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu, care este obiectiv, cu interpretarea lor a lucrării Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, care este subiectiv pentru ei, să înlocuiască cuvântul și practicile sfinte cu ceea ce spun ei. Biserica primară, misor, Petru a făcut parte din biserica primară. Dar ceilalți apostoli? Prețuim o carte? Cartea Scriptura n-a fost în mijlocul lor. Ce spune Dumnezeu? Că n-avem cuvântul prorociei făcut și mai... Iubiților, Duhul Sfânt e autorul primar. Secretarul cine a fost? Petru. Face Petru parte din biserica primară? Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte. În alte cuvinte, experiența lui când a auzit glasul ceresc, tu ești fiul meu prea iubit. Este important, este extraordinar, dar spune, avem ceva absolut obiectiv de el să luăm aminte. Ce spune Dumnezeu? 2 Petru, din nou, cei neștiutori răstălmăcesc scripturile, cum fac și cu celelalte scripturi, celelalte scrie are lui Pavel. Circula Vechiul Testament în timpul Noului Testament? Absolut. Circula scrierile apostolilor ca fiind cuvântul lui Dumnezeu? Absolut. Sunt mai multe nuanțe și sunt încă 3 sau 4 exemple care putem urmări și care le-am pus în prezentare de PowerPoint, care vă invit respectos să vă uitați sincer la ele, să vă uitați cu atenție la ele și ca cei din Berea, să vedeți, să cercetați mai detailat mișcarea aceasta, care nu este o mișcare dumnezeiască, nu este o teologie corectă și nu este o muzică adecvată. Ei spun că vor exporta teologia lor prin muzica lor. Este vorba de muzica Jesus Culture, Bethel Romanian, și Bethel Reading. Este vorba de Hillsong. Multe cântări care par și sunt ok, pentru că trebuie să prindă încrederea noastră.
Și dacă este o cântare care este bine mersi și 10 care nu sunt bine mersi, dar subtil nu sunt bine merse. Și nu uitați, noi ne cântăm teologia. Deci ar fi, este timpul pentru o altă zi și un alt timp să explorăm mai detaliat lucrul acestea și cum noi la Biserica Betel sâmbătă aceasta avem spring cleaning și facem curățenie generală la geamuri, prin grădină și peste tot, n-ar fi rău să facem și noi un fel de spring cleaning. Și în cântările în limba engleză și cântările în limba română. Și acolo avem erorile noastre. Doamne, dă-ne harul ca să fim lucrători adecvați, oameni temători de Dumnezeu, care avem curajul să ne luptăm lupta cea bună a credinței, căci ne așteaptă cununa care Dumnezeu are pentru fiecare din noi, pentru gloria Lui și binele nostru. Amin.